cuvinte, dezidire, m-aș bucura foarte mult să vă pot îmbărbăta în această seară, ca inimile noastre să capete un puteri noi să înaintăm pe calea Domnului. Vreau să vă spun că era un om care era prigonit din casa lui. Și acest om era foarte setos după binecuvântare. Și la un moment dat, fiind alungat din casa lui și prigonit chiar de fratele lui, a ajuns într-un loc și în acel loc a luat o piatră și și-a pus-o căpătâi și nu știa că de fapt în locul acela unde stătea el era o poartă a cerului. Și vreau să vă zic și eu în seara aceasta, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și vreau să știm lucrul acesta, lăudat să fie numele Lui. Că de la doi sau trei Dumnezeu în îndurarea Lui cea mare este aici. Dar ce m-a fermecat cel mai mult la acest om, a prețuit foarte mult binecuvântarea lui Dumnezeu, care înseamnă mai mult decât bogățiile lumii. Dar e un om care nu s-a oprit niciodată din lupta binecuvântării. Și ar vrea să dau citire la câteva versete din Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Frate și surori, vorbeam despre Iacov, omul care a prețuit binecuvântarea. Dar aici, în Psalmul 34, ne vorbește un alt om. De data aceasta este David. Și contextul în care el spune aceste cuvinte binecuvântate, aceste cuvinte care mi-au rămas o mărturie a vieții lui, voi binecuvânta pe Domnul orice vreme. Care e vremea binecuvântării? Orice vreme, frați și surori, nu neapărat când ți-i bine, când ai belșug, când îți merge bine. O cântare ne spune să nu-ți pierzi la necaz credință și nici nădejdea când ți-e greu, nici dragostea când ești la bine, că în ele pierzi pe însuși Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Nici la necaz să nu-L uităm pe Dumnezeu, nici la bucurie și nici când ne merge toate bune să nu-L uităm. Astăzi e vremea binecuvântării, slăviți să fie numele Domnului. Omul acesta fugise din casa lui ca și celălalt. Dacă Iacov a fugit prigonit de Esau, acest om al lui Dumnezeu, David, fuge de data aceasta prigonit de Saul, de împăratul lui Israel. Și se duce, fiindcă nu mai găsi loc în casa tatălui lui, a fugit la filisteni, la Ahimelec. Și uitați ce spune titlul, un psalm alcătuit de David când l-a făcut pe nebunul în fața lui Ahimelec. Fraților, în cea mai mare slăbiciune a lui, o zis să-l voi binecuvânta în orice vreme și lauda lui va fi în gura mea. Fratele spunea despre laudele lui Dumnezeu care duc izbăvirea. David spune, eu zic lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Secretul izbăvirii în cum îl lauzi pe Dumnezeu în necaz, în durere și în suferință. În 2005, când ne-a luat apă acasă, vreau să vă spun că am rămas în drum și am ridicat mâna și l-am binecuvântat pe Dumnezeu. A fost un har de la Dumnezeu, că eu nu sunt bun. A fost o putere care mi-a dat-o Dumnezeu atunci. Și vreau să vă spun, frate și surori, că Dumnezeu știe să binecuvânteze, lăudat să fie numele Lui. Și m-a scos din necaz. Mi-a dezlegat legăturile și m-a binecuvântat, slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru care îl frământa pe David, și după aceasta vreau să închei, că nu vreau să mă lungesc, să ispitesc pe nimeni. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Frați și surori, de multe ori vedem că parcă suntem singuri când vrem să-L lăudăm și parcă ne simțim neînțeleși de oameni din jur.
David avea o sete și avea, simțea o nevoie de părtășie. Frate, cât da părtășie, părtășie, binecuvântată ești, lăudat să fie Domnul. Să alergăm la părtășia asta lui Dumnezeu, nu numai când e bine, nici numai când e greu, în toate situațiile, că aici căpătăm binecuvântarea, lăudat să fie numele Domnului. El simțea nevoia să aibă companion de laudă. Pentru că dacă e unul, e unul. Dacă e doi, dacă sunt mai mulți. Și dacă ne unim toți inimile să-L lăudăm pe Dumnezeu care ne-a făcut atâta bine. Frați și surori, Dumnezeu privește cu mare bucurie la noi și între noi când vede că noi îl căutăm pe Dumnezeu. Ar vrea să dau citire la încă două versete care m-au cercetat atât de mult și sunt împrejurări în care Dumnezeu, numai Dumnezeu ne știe căutările noastre și stăruința noastră în lupta aceasta pentru a căpăta binecuvântarea. El ne cunoaște și când stăm jos și când ne ridicăm și ne pătrunde și gândul de departe și nici nu ne ajunge cuvintele pe buză și El știe întru totul, lăudat să fie numele Domnului. Dar vreau să citesc la Psalmul 40, după care vă invit să ne ridicăm în picioare. Și gândul rugăciunii mele în această seară, ne ridicăm în picioare, gândul rugăciunii mele în această seară este o rugăciune pentru unitate, frați și surori. Doamne, dă-ne putere să ne dezbrăcăm de noi înșine. Ia locul de cinste în inimile noastre și pune în gând, în inima și în sufletul nostru o cântare nouă, așa cum spune aici cuvântul Domnului. M-ai scos din groapa pe irii, din fundul mocirlei, mi-ai pus picioarele pe stâncă și mi-ai întărit pașii, mi-ai pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru Dumnezeul nostru care este veșnic, slăvit să fie numele Lui. Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu în această seară. Doamne, îmi doresc din toată inima ca gândul meu din care mă frământă să fie gândul Tău. Amin. Dorințele mele să fie dorințele Tale. Amin. Și tot ceea ce fac să fie făcut după gândul și după voia Ta, slăvit să fie numele Domnului. Haideți să mergem așa cum stăm în rugăciune. Amin.